Iar acum o informație care mai degrabă pare o glumă proastă, dar este crudul adevăr. România nu mai are bani pentru fabricarea și eliberarea cărților de identitate pentru cetățeni. Și situația se perpetuează de câteva luni bune. Motivul invocat de autorități este lipsa fondurilor pentru plasticul pe care sunt imprimate buletinele. Ca atare, cei care vor să-și reînnoiască actele trebuie să aștepte o lună pentru a-și putea ridica documentul de identitate solicitat. Încercați joi. Nu va mai fi din oraș, din nefericire. Păi trebuie să vină, Lucu n-a venit. Ok. Încă... Dacă vin în două săptămâni, e în regulă? Da. Bun, deci nu e... Da. Eu rămâne 30 de zile. 30 de zile, ok. Astfel de situații sunt tot mai dese în ultimele luni în mai multe orașe din țară. Dacă în mod normal, pentru eliberarea unei cărți de identitate, termenul este de 7 zile, acum se așteaptă chiar și de 4 ori mai mult. Un brașovean are de așteptat 30 de zile pentru ca buletinul să îi fie eliberat. În acest moment sunt greu de gestionat, inclusiv prioritățile. Și vorbim aici de copii sau, de ce nu, de acele persoane care doresc să părăsească țara. Am depus actele în 22 ianuarie. Am venit săptămâna trecută vineri, deci în 19 februarie să ridic buletinul. Nu era gata, am fost atenționată că nu au trecut 30 de zile calendaristice să aștept până luni, adică astăzi, 22 februarie. Actele în continuare nu sunt gata și mai aștept încă 30 de zile pentru eliberarea lor. Niciodată nu am auzit de probleme din astea chiar. Am făcut și o glumă, zic, nu se fac în țară, dar noi sau... Da, mi s-a spus că e lipsă de materiale. V-am mai sunat dacă e gata, când pot să vin. Și v-au zis să veniți azi. Mi s-a spus că vin astăzi, da. Chiar astăzi am sunat și a spus că este gata. Motivul? Autoritățile nu mai au bani să cumpere plasticul pentru fabricarea buletinelor, pentru că bugetul pe anul 2021 întârzie să apară. La Suceava, criza de plastic a dus la o scădere a eficienței de muncă cu mai bine de 80%. Dacă înainte aici se tipăreau în medie 500 de cărți de identitate săptămânal, de mai bine de o lună se fac de 5 ori mai puține. Județul Suceava se confruntă și el cu această problemă. Au crescut timpii de așteptare de la 10 la 30 de zile. Această criză îi afectează cel mai mult pe cei veniți special din străinătate pentru a-și reînnoi documentele. Și după cum bine știm, Moldova este zona din România cu cei mai mulți români plecați peste hotare să muncească. Autoritățile din Prahova, care se confruntă cu aceeași problemă, au găsit și o soluție. Cei care, într-adevăr, au o situație specială și doresc să își obțină documentul de identitate, soluționăm cererile acestora cu documente justificative în regim de urgență. Având în vedere posibilitatea programării online pentru eliberarea documentelor, acestea vor putea fi stabilite și în funcție de stocul din fiecare județ al materialelor pe care sunt imprimate cărțile de identitate.